presa mondenă a speculat că Laura ar urma să divorțeze de Dan Badea după un mariaj de aproape 3 ani. Artista a ieșit la atac, sătulă de tot felul de întrebări și sfaturi. Laura a răspuns. Bomba apărută în showbiz că Laura ar putea să divorțeze agită din ce în ce mai multe apele. Se pare că nervii artistei au fost întinși la maximum. După aproape 3 ani de căsătorie cu Dan Badea, mariajul celor doi este pus sub semnul întrebării după ce au apărut zvonurile în legătură cu destrămarea căsniciei. Și nu doar presa speculează. Unul dintre fanii Lorei i-a scris acesteia pe Facebook și a îndemnat-o să încerce să-și salveze căsnicia. Te rog frumos, nu divorța! La vederea acestui comentariu, Laura nu s-a putut abține și și-a vărsat năduful pe site-ul de socializare unde l-a mustrat pe fanul băgăreț. Dar trăiești tu viața mea să știi ce e mai bine pentru mine și soțul meu? Se pare că artista este din ce în ce mai tensionată, dar încearcă să gestioneze cât mai bine situația în care a fost pusă.